Ilie Cioară, adevărul abordat numai prin eliberarea psihologică. Adevărul absolut numai în tăcere apare, când amuțește gândirea, ființa în veșnică schimbare. Imobilitatea minții creatoare de mutații, aici înțelegem sensul adevăratei relații. Contactul nemijlocit, fără vreo anticipare, prin liniște se obține, în perfectă însingurare. Această simplă întâlnire și iubirea se însoțesc, predica, simțirea, faptul cu adevărul se împletesc. Ființa întreagă, corp și psihic, o firească unitate, toate cele întâmplate se înțeleg prin simplitate. Ele, faptele ca fapte, singure se definesc, iar eu le îmbrac în cuvinte ce singure se rostesc. Când mă aflu față în față cu ce este, acum, prezent, gol de orice amintire, psihic, om, independent, conștiința mea e puritate, o oglindă ce reflectă tot ce aduce cursul vieții prin mișcarea lui concretă. Cuvintele și ființarea se întregesc armonios, unite cu acțiunea, luminând ce-i nebulos. Un astfel de trăitor destramă cele deșarte, prin el au loc transformări, fiindcă practică prin fapte.